Salutare, dragi prieteni! Am revenit cu un videoclip care este în legătură cu roșiile din solar. Astăzi o să vă arăt că oțetul nu a avut niciun efect, adică de ierbicid asupra roșiilor. Cineva chiar m-a speriat că oțetul are rol de ierbicid. Bineînțeles, este posibil să fie și ca ierbicid, dar depinde de cantitățile în care este folosit. V-am spus că rândul ăsta l-am avut, al doilea rând a fost cu probleme. Eu știu care e cauza. Se usucă foarte repede pământul la rândul ăsta. Și anul trecut am avut aceeași problemă și nu știam, nu mi explicam. Dar o să vă spun cam care e șmecheria. Deci solarul este orientat de la nord la sud. Soarele cam pe la ora 12 unul are cea mai mare putere, adică este foarte cald, începând cu ora 12:01 și acum este foarte cald. Și după cum am observat și eu, stăteam în solar, în această zonă este foarte cald după amiaza. Deci cam rândul ăsta este afectat, rândul al doilea este afectat de razele soarelui. Dar am găsit și o soluție. Am găsit o soluție care constă în faptul că am început să ud și cu furtunul. Deci pe lângă sistemul de picurare, eu am început să ud și cu furtunul. O să vă arăt eu acum. Am cumpărat un pistol din ăla cu tijă, e cumpărat de anul trecut și asta este tija și ca să nu stau a plecat, o montez aici la furtun și îi scot pistolul și montez această tijă. Ăla este capul care a fost la această tijă. Da, roșiile se prezintă bine acum. Mă apuc acum să ud, chiar dacă este ora 11. Sunt vreo 22 de grade afară, 22 spre 23 și în solar avem 32 de grade și 34% umiditate. Eu rândurile astea, cei care m-au urmărit, asta este, nu o să mai pun în veci, nu o să mai pun inimă de bou. Deci aici avem Oltena, acolo în margine sunt ceva probleme, dar eu zic că arată bine. Au legat bine, destul de mulțumitor. Nu ca anul trecut, deci anul trecut cu Vitara a mers foarte bine. Cu Vitara și cu Moldoveanu a mers anul trecut. A mers foarte bine. Anul ăsta, având în vedere și condițiile de secetă și căldura, eu zic că e acceptabil pentru mine, îmi ajunge. Eu sunt mulțumit. Ăsta al doilea rând este Reiana și o să vă arăt diferența între ăsta și ultimul rând. Deci ăsta al doilea rând este Reiana. Eu am mai cules din ele, am mai cules în sensul că le-am cules pe alea care nu am cules coapte. Am cules pe alea care au avut problemă.
Acum chiar a căzut una, nu-i bai. Am atins-o, cred că a mai fost atinsă, da, după cum se vede la codiță. Acum uit, nu mai are nimica, s-ar putea să mai găsesc, dar asta e viața, ce să facem. Uitați, o să vă arăt. Vedeți aici, pe mijloc este lipsă de apă. O să mă apuc și o să vă arăt acum. Eu o scot de aici. Asta e. Vedeți? Zice că e carență de calciu. Așa zice lumea. Dar eu zic că problema cea mai gravă este lipsa de apă. Asta este problema. Pentru că la suprafață, să știți că se vedea umed, dar apa nu ajungea până la rădăcina plantei, de unde ea, de unde își trage toate mineralele din sol și calciu și tot ce îi trebuie unei plante. Da, o să vă arăt acum, astea sunt ghitia. Așa arată ghitia, sunt frumușele, mă rodesc un pic mai puțin, dar sunt ok, sunt foarte gustoase. Eu este al treilea an de când pun, nu rodesc ele cine știe ce, dar dacă fac 3-4 pe buchet, deci gen cum avem aici, sunt un pic mai pretențioase, dar îl mulțumesc lui Dumnezeu că nu le-am stropit cu nimica și de asta sunt mulțumit. Sunt, vedeți unde aici am mai atins cu când am stropit, am și afunat un pic când am stropit, am atins un pic cu furtunul și vedeți deja cum dă un pic de rece sau gata, sunt foarte sensibile astea. Dar o să tai acele crengi, nu-i problema. Bun, și acum asta este al doilea rând de reiana, care, după cum vedeți, e mulțumitor și soiul și hibridul ăsta. Asta e un hibrid. Deci dacă avem așa buchete de 4-5, este bun. Este bun, așa zic eu. Ia uitați. Frumușele. N-am nevoie de mai mult. Nu mă duc în piață să vând. Fac pentru consumul meu. Și eu zic că e ok. Pentru ce a fost anul ăsta. Acolo mai am niște vinete. Am busuioc pus și pe mijloc. Acolo am toată partea dinspre folie, am vinete. În partea aia am niște ardei. Aici am niște ardei care am mai găsit și eu, mai mici, mai se fac, să știți. Aici fasolea e gata. Dar am pus alta. Și ce vreau să vă mai arăt în legătură cu roșiile. Aici am două rânduri. Experiment. Da, uitați că am câte am avut probleme cu ele. Da. Deci sunt 20-30 de bucăți care le-am scos cu această problemă. Da? Bine, aici se vede ca o arsură solară, dar asta a fost inițial problema. Vă spun eu că lipsa asta de calciu este din cauza apei. Acum vă arăt, aici am un rând de samarzano, ăsta din dreapta. Și astea alte sunt roșiile alea pitice, care am spus Roma VF, care după cum vedeți sunt productive, sunt, nu necesită mari operații,
Eu doar le-am copilit un pic, pentru că, după cum știți, dacă nu le copilim, nu vor crește. Deci o să rămână niște tufe verzi și da, cam așa, nu le-am făcut nimic. Nu am mai pus araj, n-am mai pus nimica. Chiar vreau să văd și eu câte se fac și cum se fac. Ia uitați, stau pe pământ. Vedeți? Wow. Așa le las. Care rezistă, rezistă. Le dăm apă. Atât. Se mai văd frunze. Ce să facem? Dar eu sunt mulțumit că nu muncesc la ele. Adică trebuia pus araj, trebuia legate, copilite. Eu am zis că fac acest experiment anul ăsta. Deci și cu San Marzano și cu... Deci se văd alea că sunt San Marzano. Da? Vedeți care mai stau în picioare, care mai aplecate. Noi aici sunt un pic mai amestecate cu astea alte. Da, vedem ce o să se întâmple. Și mai am acolo mai am aici tot așa Roma VF sau IF. Uitați. Ce credeți că nu se fac? Se fac, domne. Se fac. Se coc înainte la alea din solar. Ia uitați. Bine, și astea mai au mici probleme, dar ia uitați. Deci este un soi din ăsta de câmp mai mult. Eu de asta am făcut experimentul anul ăsta. Vedeți că ele mai au flori. Cât a rodit un singur fir. Vedeți? Eu tot încerc să diminuez din muncă, adică cred că fiecare vrea să facă, ia uitați, câtă bogăție este pe acest un singur rug, un singur fire, da? Nu sunt două. V-am spus că am avut și anul trecut. Se vede, cred că. Uitați aici. Un singur fir, da? Ia să mă dau în partea asta. Se vadă mai bine. Deci dacă merg la bulion, dacă merg și tot e bine. Vedeți? Și pe lângă ele am și varza. Uitați câte are. Un singur fir. Sper să se vadă. Este soare afară. Uitați cât a crescut asta. Și câte sunt acolo. Da, eu sunt mulțumit. Sunt foarte mulțumit. Știți cum e în viață, omul mai și pierde, mai și câștigă, mai și învață. Da, cam atâta despre roșii. Eu mă duc să mă apuc să ud în solar. Și o să mai fac eu un videoclip mâine, nu știu, cu grădina, cam cum arată, ce ardei mai am, ce am mai pus, ce am mai făcut. Acum mă grăbesc că trebuie să ud în solar și deja văd că se încălzește cam tare. Și cam atâta. Sper să trageți niște concluzii potrivite din care să vă ajute din ce am postat eu acum. Eu v-am spus. Trebuie multă apă. Trebuie apă. Trebuie apă. Din cauza asta sunt acele probleme.
Eu am făcut cenușa aia cu cu apă, dar nu știu cât a ajutat sau cât ajută, nu sunt sigur. Oricum m-a speriat că, adică după aia am știut și eu că e vorba de oțetul ca ierbicid. Dar bine, într-o cantitate în 10 litri de apă, o cană de oțet, nu mi-a afectat roșiile. Nu știu, am luat și eu acea metodă de undeva, a fost cea mai rapidă, pentru că am avut oțet, am avut cenușă și a fost cel mai la îndemână, cea mai la îndemână metodă ca să aplic repede. Am aplicat și nu știu sigur dacă a ajutat cu ceva această metodă sau apa. Deci vedeți, eu sunt mulțumit așa cum sunt ele, cu câteva pe etaj, 4-5, sunt foarte mulțumit. Da, haideți că mă apuc de treabă să ud, că acum trebuie să plec și la muncă la ora 2 și e grabă mare. Vă doresc sănătate și să ne auzim la un nou videoclip. Și eu vă urmăresc videoclipurile, iau ce e mai interesant, ce mă ajută pe mine și dumneavoastră puteți să faceți la fel. Dacă vă ajută cu ceva, v-a ajutat cu ceva sfatul meu, dați un like. Dacă nu, doar vizionați videoclipul și trageți concluziile. Sănătate și numai bine!